Autoritățile interzic exportul de grâu și zahăr pentru o perioadă de 60 de zile, atât durează starea de urgență. Anunțul a fost făcut de prim-ministru Natalia Gavrilița după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit premierului, Moldova se află aproape la limita stocurilor pentru asigurarea securității alimentare. Analiza ne arată că suntem aproape de stocurile limită necesare pentru asigurarea securității alimentare. Și această decizie este în special importantă acum, când avem și acest flux migrațional și cererea pentru produse alimentare va crește. Ministerul Economiei anunță că a fost extinsă lista produselor de primă necesitate pentru care este limitat adaosul comercial, cum ar fi carne de porc și pasăre, peștele congelat, zahărul, ouăle, pastele, cartofii, ceapa, varza, morcovul și sfecla roșie. Fluxul de refugiați care vine și interesul sporit pentru o serie de produse de primă necesitate, era imperativ să fie făcut o intervenție pe acest domeniu. Desigur, în situație de criză, primul care este ajutat este cetățeanul de rând, consumatorul. La fel, guvernul a anunțat că a fost suspendată procedura de revizuire a tarifelor la energie electrică pentru o lună.